Bun, deci salutare frățiorii mei, frățiorii și surioarele mele, cum v-am obișnuit băieți. Astăzi avem un nou episod de GTA 5. Cum v-am întrebat în episodul trecut de car parking, dacă... Mamă, ce mă gândesc, de ce mereu când fac clipuri mă gândesc la nasul, nu pot să înțeleg. Cum v-am întrebat în episodul trecut de pe acest canal, dacă vreți să facem GTA 5 cu moduri, m-am chinuit o seară întreagă pentru că nu sunt eu cel mai as la calculatoare și la destea, dar am reușit să instalez niște moduri destul de șmechere, avem și un mod menu. O să vedeți în episodul de astăzi toate nebuniile astea, băieți. Eu m-am jucat puțin, mi-a plăcut. Cred că o să vă placă și vouă, iar ce vreau să vă rog acum, băieți, este să puneți acum stop videoclipului, să băgați un mare like, un mare comentariu pentru că mă ajută, de fapt mai multe comentarii, și un buton de subscribe clopoțel. Pentru că dacă se strâng 500 de like-uri sau 1000 de comentarii, deci lăsați multe, multe comentarii și multe, multe like-uri, facem și partea a doua din această serie și eventual și o serie întreagă foarte lungă, pentru că mie îmi place să mă joc așa. O să descărcăm și alte moduri, nu știu, am văzut mai mulți youtuberi care fac treaba asta. Ați văzut ăla și cu scara din cer, cred că e cel mai popular din România, de la Max Infinite. Mă gândeam să-l iau și eu pe ăla sau alte din astea. Sunt foarte, foarte multe, așa că dacă vă place, băieți, fratele vostru o să facă. Ia uitați ce mașină avem aici. Frumos. Nu avem ce spune despre ea. Este bombă mașina, efectiv e tank. Tank rău de tot. Și da, o să îmi pun și căștile ca să pot să aud jocul și eu. Un moment, băieți. Stați să văd cum mi le pun momentan așa cât se poate, ca să nu stric părul, fraților. Stați să le pun așa șmecher, să nu mă încurce la filmat. Și haideți să mergem puțin cu această mașină, să vedeți ce poate. Și după o să vă arăt imediat ce pot să facă modurile noastre. Foarte bombă. Fuge de rupe. Ia să vedem. Bun, în primul rând, prima chestie pe care vreau să vă arăt este că putem să ne teleportăm oriunde vrem noi, oricând vrem noi. Așa că o să mergem pe autostradă. Care e autostrada? Aici o să mergem fix aici, ia uitați aici. Și bum, direct ne-a dus aici. Și nu, în partea asta o să mergem. Hai să vedem cât de tare poate să ducă. Nu mi-am setat aia să-mi arată kilometri pe oră, dar cred că vă dați și voi seama cam cât de repede poate să fugă mașinuța asta. Haideți, băieți. Bine, am văzut și mai rapide, dar eu zic că e decent, e mai mult decât decent. Deci, da. Bun, și găsim imediat un loc și vă arăt alte chestii foarte șmechere cu care ne vom juca astăzi. Apropo, nu o să se distrugă niciodată mașina asta, asta e o chestie la fel de șmecheră pe care o apreciez mult la modul ăsta pe care îl avem astăzi. Mașina noastră, din câte puteți vedea, am intrat și în stâlp și în ăstea și o să mai intrăm și în ăsta ca să vedeți. E intactă și perfectă. Aoleo, s-a selectat băieții ăștia. Că moare toată lumea când trecem pe lângă ei, nu-i bine. Bun, tot ce trebuie să facem este să apăsăm pe F4, mai întâi ieșim din mașină. Și o să mergem, stați că mi-e puțin greu ca microfonul aici și trebuie să folosesc tastele. La Word, la People și deselectăm treaba asta pentru că nu-mi place. Bun, băieți, și ne băgăm și bodyguards, fraților. Imediat vă arăt despre ce este vorba. Bun, putem să ne spawnăm câți bodyguards vrem noi, cu ce vrem noi și... Bă, e mișto, adică din punctul meu de vedere e foarte mișto. O să alegem bodyguards Franklin, gen o să fie niște Franklin care o să fie cu noi aici. Și ce are, mă, de ce n-au apărut? Lasă să plecăm de aici că nu-mi place. Mergem o leacă mai în față că nu vreau să mă arăt toată lumea când trecem pe lângă ei. Mi se pare o atmosferă puțin cam proastă. Așa că ajungem aici. Bun. Și nu știu de ce nu merge să-mi spawneze un bodyguard, ia. A, uite că a apărut. Și putem să spawnăm cam 7, băieți, 7 inși. Și acum, orice am face noi, ei ne apără, merg după noi în mașină. Ia fiți atenți, o să urcăm în mașina noastră. Iar ei o să găsească niște mașini și o să vină după noi. Bun, stați să le spawnăm și lor totuși o mașină. Mergem la... Ia, s-au urcat în mașini? Sau nu știu cum fac exact, dar e mișto. Da, ei sunt. Ia uitați. Și-au găsit singur mașini, băieții. Deștepți, ce pot spune. Cred că o să fie puțin mai lung clipul ăsta, pentru că mie îmi place să mă joc și... Bă, chiar e șmecher, adică nu vă recomand. Deci, atenție la treaba asta, băieți. Dacă vedeți în clipul meu treaba asta și vreți să vă jucați și voi, foarte important... Este să nu folosiți astea
să nu le folosiți, ia uitați pe băieți. Să nu le folosiți pe online, băieți, pentru că vă puteți lua bani și nu se merită, vă zic sincer, pentru că jocul costă și așa o grămadă de bani. Deci nu le folosiți pe online, foarte important, ia să dau și o lumina asta mai tare. Să mă văd mai bine și să-mi pun o căștile pe cap totuși. Ok. Nu prea îmi plac mie căștile astea, nu mă simt foarte bine cu ele. Am zis că o să-mi iau altele, dar mai așteptăm puțin. Și da, acum ce mai facem, băieți? Un moment, fraților. O să intrăm aici și o să ne spawnăm o altă mașină foarte șmecheră până când... Mă rog, nu mai vorbim de arme, că le avem pe toate. Give all weapons. Ia să vedeți voi. Avem toate aici, tot ce vrea inima noastră. La snipere, ia. Pe care să-l alegem? Pe ăsta. Dă-te, bă. N-a reușit. Vedeți că și ei țintesc unde țintesc și eu, băieți. Nici nu mai știu să vorbesc ora asta, eu abia m-am trezit, fraților. Bum. O să fie interesant când o să vină poliția, băieți. Ceea ce mai trebuie să vă zic este că și eu sunt invincibil și bodyguards-ii mei la fel de invincibil ca și mine. Și ia să vedem ce mașină ne spawnăm astăzi, băieți. Oricum sunt foarte, foarte multe funcții pentru acest mod menu. O să vi le arăt pe toate pe parcurs. Nu cred că o să pot să vi le arăt pe toate în episodul ăsta. De asta am zis că poate o să facem și episodul 2, băieți. Bun. Vehicle spawner. Și cred că o să ne luăm... nu mă, nu la Word, frate. Am intrat greșit, băieți. Ia uitați. I-au rezolvat. L-au rezolvat. Bun. Trenuri. Puteți să ne spawnăm și trenuri, fraților. Deci gândiți-vă la treaba asta. Chiar dacă n-avem și noi, putem să ne spawnăm și putem să ne spawnăm și trenuri. O să luăm un elicopter, unul mai mare de preferat. Cred că ăsta e bun. Ia uitați ce l-a căzut aici. Bombă. Hai să ne urcăm toți, băieți. Plecăm în misiune. Haideți. Urcați. Ah, nu e bine. Nu e bine deloc. Not good. Nu e bine, băieți. Așa că trebuie să spawnăm altul. Stai pe loc. Stai că am dat cam tare volumul. Ia, mă. Ce armă să folosim noi? O să putem folosi pe asta, dar nu-mi place. Pe care să o luăm? Pe asta. Dar ia să vedem aici. A, frumos, frumos. Asta, da. Ia uite aici. Dă-te, bă. Bun. Hai să-i mai dăm o dată spawn la elicopter. Aici cred că o să putem pleca. Deci e good. E fine. Hai să plecăm. 3 stele cam puțin, dar merge, e ok. Putem să tragem și cu el? A, da, normal. Hai, urcați-vă, băieți. Hai, mă, urcă. Dar de ce s-au spamat? De ce s-a spamat? Stai, mă, frate, că eu am apăsat să se mai spameze unul din. Hai. Sus. Sus, ia. Bun. Uite și elicopterul de la poliție, băieți. Putem să-l doborâm? Stai, mă, frate. Unde ești, mă? Nu merge, băieți. Stați, mă, că nu prea mă pricep eu cu tastele astea pe aici. Aha. Hai să plecăm mai bine, fraților. Că nu ne place unde am putut ajunge. Așa că vom merge pe plajă să vă mai arăt câteva magii din joc, din nebunia noastră de joc. Oare ne dădea? Nici nu mai țin minte dacă ne dădea cu parașută sau nu, sincer. Dar ia să încercăm. Haideți, băieți. Ba da, mă, eu, că ne dădea și parașută. Hai, mă, dă-i drumul la parașută. Hai că merge dacă e. N-a mers! Asta este. Noi suntem tot întregi. Să vedem unde și restul bodyguardilor. Ia uitați ce fel au venit, băieții. Du-te, bă, de aici. Bun. I-a rezolvat. Hai să vedem ce mai avem aici, fraților.
ce-am putea să luăm, dar nu e prea mult, frate, să luăm un elicopter, ar trebui să luăm un avion, zic eu. Nu. A, avem și balon. Ăsta? Nu. Nu. Nu, ia să vedem. Ăsta îmi place mult, sau ăsta luăm. Așa că hai să plecăm de aici. Oare avem loc să plecăm? Cred că avem, zic eu. Hai. Haideți, băieți. Hai că are loc toată lumea în avionul nostru. Urcați, mă. Urcați, bă. Nu vor să urce. Asta este. Plecăm fără ei. Vedeți-vă. Vedeți-vă că pleacă șeful. Hai, mă, hai că avem loc. Hai, fugi, fer. Du-te, 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 du-te. Bine, bă, băieți. Hai că a reușit. Forță cu avionul ăsta, e cam întuneric, asta nu-mi place și eu mă filmez acum ziua, gen dimineața, cred că e de fapt dimineața, e 12 după amiaza, dar pentru mine e dimineața, că e sâmbătă. Și ia să aterizăm noi aici. Merge? Cum să nu meargă? Fu. Abandonați nava. Ia, unde s-au dus aia? A, uitați, că nici măcar nu s-a, v-am zis, nu se strică avionul nostru. Asta e șmecher. Hai. Aici stăm, băieți. La casa noastră cea nouă. Cum Dumnezeu cumpăr casa asta? A, da, fraților, ce voiam să vă întreb pentru cei care ți-am zis cu episodul până aici și vă mulțumesc din suflet pentru treaba asta. De ce nu merge să cumpăr nimica? De ce nu merge? Nu pot să înțeleg. Nu știu care e problema. A, uite că aici merge, ia. Nu merge, under construction. Nu știu de ce. Mi se pare o prostie. Dar asta e. Nu merge, nu merge. Bun, ia să vedem cu ce mai tragem în băieții ăștia. A, ups. Nu prea îmi plac mie armele astea. Avem aici de-astea, așa. Avem absolut tot ce putem să avem pe GTA. Tot ce ține de arme, băieți. Asta e. Asta e, tata. Unde sunteți? Unde-s polițaie? Așa că vrem să-i... Mergem să ne distrăm alea cu polițaie, dacă tot. Până când vă mai arată fratele ce mai avem pe aici prin... prin modul ăsta. Ia uite bodyguardii noștri. I-a sărit capota, mod. Băi! Ăsta... A reușit să încalce bodyguardii fără să fie pedepsit. Nu-mi place. Bă, dar nu-mi place deloc arma asta, jur. Ia să încercăm noi alta. Nu. Ia să vedem asta acolo. Asta e bună. Du-te. Hai. Bă, dar nu mor ăștia, mă, frate. Au mașini blindate, ce cu ei? Mamă, și stai că am funcția, n-am funcția activată, deci avem o funcție aici, băieți, în care... Unde este? Putem să... Ups, stați așa că am greșit butonul. Nu reluat, fraților, deci aici nu putem... Uite-l, mă, ce mi-a făcut. Băga mea și picioarele în gura ta, băi, jegule, ieși, dă-te jos, dă-te jos. Du-te, dracu, băi. Tu ce faci, mă? Avem o funcție prin care nu trebuie să reîncărcăm arma și asta îmi place. Funcția asta, ia să mergem și la băieții ăștia, că cam prea stau aici ostentativ și ne sfidează. Dar ia să încercăm noi cu asta, că prea, voi prea v-ați învățat. Tu ce faci, mă? Stai așa. Dă-te, mă, frate. Tot bagă ăștia în fața mea și îți oprește arma. Mamă, dar de unde vin ăștia, Dumnezeu știe. Bun, și mai avem funcții pentru arme, băieți, vi le arăt imediat. Explosivamo, asta îmi place de mor. Gen, acum când tragem cu arma, o să explodeze tot. Efectiv, face ravage. Bun. Oh, ia uite ce trece la cu mașina prin zona noastră. Bun. Acum, băieți, o să ne spawnăm. Ce credeți că ne spawnăm? Lăsați acum în comentarii ce credeți că o să ne spawnăm. Ca să ne simțim bine o leacă când ne jucăm. Ia uite-l și pe flyerul ăsta. L-a rezolvat. O să ne spawnăm un... Vă arăt, nu stric surpriza, vă arăt imediat. Avem 5 stele doar, puțin. Un vehicul. Vehicle spawner.
militarii. Ia să vedem. Pe care vreți să-l alegem, băieți? Ăsta, gen, ăsta o să vă arăt într-un alt episod ce este. Nici eu n-am știut până ieri să... Nici eu n-am știut, deci n-am văzut în viața mea pe GTA până ieri treaba asta. Dar e o chestie foarte amuzantă, cel puțin pe mine m-a amuzat destul de tare. Dar ia să vedem. Pe nebunul ăsta aici. Hai, frate. Vreți război? Vă dă tata război! Bun, haideți băieții mei. Băieții mei, nu cred că o să poată să urce în, în tank. Ba da, ia. Hai, urcați-vă, fraților. Urcați-vă toți. Cât se poate, 4 inși. Bun, avem 4 inși cu noi. Bom. Ce faceți, mă, aici? N-aveți voie pe orașul meu. Ar fi mișto să se bage o funcție prin care să nu mai dăm voie. Adică există o funcție prin care nu putem, prin care dispar toți polițiștii. Dar nu e așa amuzant, așa că nu o să o folosim astăzi. Gen, nu mai avem cine să ne distrăm. Sau prin care nu primim stele, nu primim de-astea. Bine, voi dacă o să vreți pe viitor să vă instalați voi modul ăsta, o să o puteți folosi fără probleme. Dacă v-ar plăcea, mie sincer nu-mi place. Mamă, ce mă gâdiră, deci v-am zis, mă gâdiră nasul, nu știu, poate când sunt, când nu filmez, nu-mi dau seama. Dar exact când filmez clipuri pentru voi, băieți, mă gâdiră nasul de mor, nu știu care e problema mea. Bun, și azi vă arăt cum ne teleportăm noi. Ar trebui să mergem la aeroport, dar nu știu, nu mai știu unde e aeroportul. Așa că o să mergem aici, să vedem ce se întâmplă dacă mergem aici. A, hai că am nimerit bine. A, stați mă, băieți, eu mergeam cu fața, cu spatele, gen. Am zis că mergeam cu fața. Unde sunteți, bă? Haideți. Mergem, că asta e mașină de teren, duce. Cred că ne dispar și stele până ne găsesc fraierii ăștia. A, nu, mergem direct jos aici, ce să mai ne... Ce să ne mai chinuim așa, iurea? Unde suntem noi? Deci noi suntem, nici nu-mi dau seama unde suntem noi, frate. A, noi suntem aici, o să coborăm direct aici. Bun. A, vii spre mine tu, așa repede. Da, gata, că nu mai îmi place cu tankul. Ha, mă, ieși. Nu voia să iasă, frate. Suntem cu Cechician aici, am uitat să vă zic de el, cu fratele nostru, știți că așa am pus numele la caracter. A, dar nu, mă, ia stai să... Plantăm aici. Ia să mai plantăm câteva. Și la băieții ăștia aici. Hai să vedem cât puteți veni până când vă rezolv eu pe toți. Bun, și acum hai să ne uităm pur și simplu, stai să vină bodyguardii mei și să vă arate, fratele, ce se întâmplă imediat. Ia. Ia uitați. Uf, ce-mi place să mă joc. Deci sunteți, deci voi, gen, nu știu, sunteți pe un god mode, adică gen sunteți Dumnezeu pentru jocul ăsta. Și bă, eu zic că e șmecher. Unde mai e... Adică mie îmi place și putem să reglăm, uitați, de ce nu merge să sar, frate? Dar nu, trebuie pistol. Gen, acum putem să sărim așa. Dar mergem la F4, fraților, la... unde mă, la player. Și vedem, era pe aici o funcție, stați așa că să o găsim. Player movement speed. Ia uitați, super jump și punem ori 10, băieți. Să vedeți ce se întâmplă după asta. Bun. Ia fiți atenți. Și ia uitați, mergem 5 km așa lejer. Sărim ca băieții frumos. Dar nu-mi place. Hai să mergem undeva prin mijlocul orașului. Dar nu, la mai bine stăm aici. Mergem la Peco aici, băieți. Deci o să folosim asta. Cum îi zice la asta, fraților? Catiușa? Nu mai știu cum îi zicea la arma asta. Lăsați acolo în comentarii. Ce faci, fă? Fă, pe cine căuți? Du-te, dreacă. Uite, am dat-o cu roatele în sus. Ops. Mi-a dat și bănuți. Și am primit și un mesaj pe Discord, aparent. Ia să intrăm să facem asediu aici. Dați-mi banii sau te milologesc. Unde ești, mă? Ce, mă, plângi? Dacă nu plângi, plângi. Plângi, mă! Bă, plângi, na, ops, am uitat că explodează.
Băi, plângi, mă. Mamă, ce... Nu-i bine să dăm ăsta la mântru. M-am lămurit. Dă-te, mă. Ce faceți, mă, băieți? Cum v-a prit micul dejun? Sunteți bine? Bun. Imediat vedem ce mai putem să facem, fraților. Stați așa să eliberăm zona. Oh, shit, ce nu-mi place mie când se întâmplă treaba asta. Dar lasă, că nu-i problemă. Ia. A căzut, a căzut elicopterul pe ei, băieți. Gândiți-vă, pleacă oamenii în misiune și cade elicopterul pe ei. Dar nu, mă, hai să mergem altundeva. Hai să mergem undeva prin oraș ca lumea. Unde să mergem, băieți? Ia să mergem noi aici. Ops. Unde am ajuns? Pe stadion, nu? Dar trebuie să intrăm înăuntru, frate. Bă, dar nu mai, nu pleca așa de par. Nu, în apă! Direct în apă, jur. Aoleo. Asta. Ce să știa, sunt oameni morți, frate. A, mamă, ce m-am speriat, băieți. Ai zis că sunt oameni morți, să nebunesc. Erau bodyguards. Bă, du-te sus, frate. Du-te sus. Am zis că sunt oameni morți, frate. Ce m-am speriat, jur. Ia uite la ei. Ai zis că zombi, jur. Mamă, du-te sus, frate. Dar cum, ce are, mă? Na, că nu-mi place aici. Mergem tot aici, a? Dar nu, mergem jos de data asta. Bun. Hai, intră înăuntru. Nu știu, cred că voi mi-ați dat mesaje pe Instagram. De ce nu merge să intru? Vreau să încerc. Nu merge. Ce faci, mă, prostule? Îmi pui piedică, du-te, dracu. De urât. A, și gen, acum putem să... Băi, ce mă enervează că trebuie să cad mereu când sar. Și îmi curge și sânge din mine. Cât sânge poate să aibă omul ăsta, ziceți-mi și voi. A. Cam mult 10, ori 10, zic eu. Băi, frate, iar... Gata, băieți, s-a terminat cu ăsta, că nu-mi place prea, prea de tot. Așa că o să-l dăm puțin mai mic. O să-l dăm undeva pe la 2, cred că e ok. Hancock, ăsta nu știu ce înseamnă Hancock mod, ia să încercăm noi. Dar nu, lasă, mai bine nu-l punem, că nu știm ce face. Movement speed. Ia. Ia să încercăm acum. Ia să vedem ce se întâmplă. Ah, ia uite, trebuie să mergem. Dar nu, de ce nu merge? Stai așa, să încercăm cu movement speed ăsta. Vedem cam cât de repede. Asta da. Frumos. Frumos. Direct. Ups. Mi-a sărit în față puțin. Asta da, îmi place. Ce ai, mă, iei foc. Hai. Dar am putea să punem chiar ori 10 pe asta. Imediat m-am săturat, deci putem și să ne... Ia să punem 10. Bun, și putem să, cum îi zice, băieți, să ne scădem stelele la poliție pe pagina 1, parcă. Bun, gata. Și acum de asemenea să ne punem și bani, câți bani vrem noi. Ia uitați, ne-am adăugat 100 de milioane. Mereu dau păiesc. Așa că o să vă mai arăt ceva chestii interesante. Dacă ne izbim de ceva, aparent ne duce înapoi. Asta nu e așa mișto, dar se putea mai rău, zic eu. Și hai să ne spawnăm o chestie interesantă. Vedem ce mai avem pe aici la... Dar nu putem să uităm, nu neapărat la vehicule. Vă mai arăt ce mai avem pe aici. Ops. La ord, băieți. Putem spune gravitate. Gravitație, doamne, gravitate, ia. Hai, dar nu era așa, mă, frate, nu-mi place asta. No pedestrian, no trafic. Putem să scoatem traficul, efectiv nu mai e nicio mașină. Dar nu vrem fără nicio mașină. Nu animal, ăștia pentru aia care nu, cărora nu le plac animalele. Ăsta fire, departament dispatch, nu știu, frate, ce e. Puteți să lăsați în comentarii ce e, mă lămuriți și pe mine odată pentru totdeauna. Nu, poate să nu fie de astea poliție gen gerofare, cred. Random, așa. Blackout. Asta nu știu, nu vreau să știu ce face. Putem să punem zăpadă, cred, ia să vedem. Asta nu știu. A, bine, bă. Ia să vedem ce mesaj am primit eu pe Discord.
Bun. Bă, nu știu dacă e mai mișto cu zăpadă. Hai să lăsăm așa. Că arată mișto, zic eu. Show full map. Dar nu îmi place asta. Asta nu știu ce înseamnă. Radar nici asta, nu știu. Bun, hai să vedem. Luat online map. Nu, nu ne trebuie treaba asta. Map, mă scuzați. M-am urdărit de engleză, știu, dar nu vă luați mine. Deadly rain. Asta e ploaie mortală, gen, dar nu vrem noi deadly weather. Nu, 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 nu. Bun, hai să vedem ce mai avem, băieți, la ward am văzut. Ce faci, mă, frate? Ups. Am luat foc iarăși. Dar ce asta? Ce să zicea, gen, pompieri, cred că erau, sau nu mai știu. Las. Ah, dar de ce ia foc, mă, și ăsta? Ia. Bang. L-a rezolvat. Time. Putem să controlăm timpul zilei. Bun, ia să vedem. 5 minute. Deci pot să dau timpul cu 5 minute înapoi. Ia să vedem. 1 hour. 1 hour background. Deci gen putem să controlăm timpul. Asta e foarte mișto. Ia să-l setăm pe prezent. Pe down. Nu, pe morning. Ok, pe morning e ok. Sau e prea mult, nu știu voi ce ziceți. Da, îl punem pe down. Da, pe down, e ok. Și vine poliția să ne ia, dar lasă că se ocupă băieții, cred. Așa, objects. Ia, putem să spawnăm obiecte, băieți, asta mi se pare foarte șmecher. Și gen, ia să vedem. A, căcat, ăstea spana rame. Un avion, am putut să spawnăm un avion, deci gândiți-vă la treaba asta. Bags, ia să vedem. Attachment, nu, bag-ul mai, ceva mai mare n-avem. Big bang, ia. A, nu-mi place. Crate-uri. Ba, ia uitați, ia. Nu. Ia să vedem ce avem noi aici. Ceva mare, nu? Da, ia stați așa, băieți, să scăpăm de poliția asta, că e nasoală. Bun. Gata. Și acum haideți să vedem ce putem noi să spamăm aici, pentru că asta nu știam, n-am văzut-o ieri. Da, mi se pare foarte șmecher, frate. Edit spawn, ia uite, putem să edităm. Dar lasă, nu vreau să editez. Avem multe funcții rău de tot, băieți, și o să vi le arăt pe toate. Dacă vă place seria asta, mie sincer îmi place și aș vrea să o continui. Acum depinde și de voi, băieți. Și tot primesc mesaje pe Discord, pe Facebook, pe toate astea, nu înțeleg de ce și care e problema lor. Mai spamunăm un obiect și după ne oprim. De-aia să ne întoarcem noi în partea asta, așa. Ia. Nu, aici vreau să-l spawnez. Dă-te, mă. De ce nu merge? Ah, era căcatul ăsta. Ia să vedem. De ce nu mi-a... Ah. Bun. Bă, dar nimica, nicio... Eu văd buildings acolo, dar nu văd nicio clădire. Ah, ia. Oh, așa, da. Parcă mai merge. Beach, ia. Beach ball. Nu. Bleach. Ia, mă, ce poate să facă? Oare poate să spaneze o plajă, să spawneze o plajă, gen, dar lasă, că vedem noi într-un alt episod sau într-un alt de ăsta. Momentan plecăm de aici. Ce facem ăsta? Sare sau nu sare? Na, nu sare. Hai să plecăm de aici. Dar nu vreau așa, frate, vreau să sar pur și simplu. Ce mă enervează, băieți? Bun, mergem la player și schimbăm setarea asta pentru că e panoramă. Nu aici, frate, nu vreau aici. Player movement speed. Super jump, ia. Dă-i 1. Pasul, gata. Bun. Ah, stai mă că avem căcatul ăsta și de-asta. O ia spadigarzii mei, frate, da. Și hai să dăm seara, că nu-mi place. Deci se vede foarte urât când e dimineață. Și... Bun, mergem la ward. Deja am învățat comenzile și asta îmi place. Unde eram, mă, frate? A, nu, la time trebuia, băieți. Set time present. Și mergem la pre-down sau down. Sau pre-down.
Midnight. Aici, frate. Ăsta e cel mai mișto timp. Jur. Dar fără zăpadă, că e foarte urâtă zăpada. Așa că gata, asta e ultima chestie pe care o fac. Gata. Și gata, băieți. Hai să vedem unde să mergem acum, dar nu mai îmi place. Scoatem și treaba asta cu mersul repede, pentru că e foarte urâtă. El îmi parcă strică tot farmecul. Aici, nu? Da. A, nu. 0.5, e bine. Și aici punem... Hai, punem 3. Lăsăm așa, să vedem. Da, merge, merge, ok. Băi, dar ce tot primesc mesaje, frate? Ah, pentru Colo Squad. Pentru nebunile astea. E ok. Se putea mai rău, zic eu. Bun. Și în afară de treaba asta, hai să ne distrăm puțin cu polițiștii. De fapt, ne spawnăm o mașină rapid și după aia ne distrăm puțin cu polițiștii. Aici avem un mod special pentru mașini, vi-l arăt imediat ce mașină șmecheră avem. Adică v-am arătat-o și în, cum îi zice, Enter Manually. Ăsta e, băieți. E la, este Ferrari-ul nostru, ia zic Lamborghini-ul nostru. Dar nu, ăsta cred că este, da, e Lamborghini, băieți. Așa că, ai, plecăm o leacă la plimbare, după ne ocupăm și de polițai. Da, băieți, nu știu, e un mod special pentru mașina asta și mișto că nu se strică niciodată, gen... Am putea să mergem undeva să vedem ca cât de, cât de mult poate să prindă mașinuța asta, dar cred că poate să prindă incredibil de mult. Din câte puteți observa, nu se ține după noi nicio mașină. Și nu-mi place că trebuie să ia asta, e prea forță și vă arăt imediat câteva mașini foarte șmechere. Vă arăt, vă mai arăt pentru că avem mașina lui Batman, mașina lui Superman, mașina lui... Cui vreți voi. Ia, haide, dă-i. Hai, lei. Oh, shit, te-a uitat și urât vorbește băiatul nostru. Dă-te, mă, de aici. Mamă, ce mi s-a turtit părul, băieți, mi-am făcut... Bine, nu mi-am făcut părul, așa am trezit. Da, teoretic, stătea bine când m-am trezit și am zis, bă, am zis că fac episodul ăsta, trebuie să-l fac acum. Dar aia e, băieți, cui pas de treaba asta. Și o să fac și live cu GTA, cu moduri gen, bă, nu știu câți dintre voi ați reușit să ajungeți cu clipul până aici, dar cine a fost cu clipul până în punctul ăsta, până la minutul 32, să lase un comentariu cu roșu și, bă, aveți respectul meu etern, băieți, aveți respectul meu etern, jur. Pentru că apreciez mult treaba asta. Du-te, mă, cu noiule de aici. Ia să ne ducem noi într-un loc mai safe. Oare, bă, dar nu știu, n-am încercat niciodată. Dacă mă duc în partea asta în sat, gen, mai sunt căutat de poliție? Ia să vedem. Aparent, da. Dar ia stați că am primit eu. Aoleo. Mesaje. L-a rezolvat. Dar ia să vedem. Dar nu cred că e bine aici, băieți. Dar putem să stăm o leacă și aici în sat, în village, gen. Aia, stați așa, că puteam să dăm turbo, băieți, am uitat de turbo, fraților. Oh, shit. De ce? Ah, uite că a venit băiatul. Ia stați așa. Mergem undeva pe pista de tren sau ceva, pe pista de tren, doamne, pe pista de avioane și vedem acum cât de, ce turbo poate să bage mașina asta. Dar nu mai știu unde era aeroportul. Care era, frate, aeroportul? Aeroport, aeroport, aeroport. Ia. Ia. Safe house. Tatu, Trevor. Nu, vrem la aeroport, frate. Unde-i, mă? Ah, dar eu nu vreau, mă. Ah, el mă duce doar pe aici, gen. Și nu vrem doar pe aici. Hai să-i dăm undeva aici. Și de aici ar trebui să avem și aeroportul, nebuniile astea. Așa. Da, nu avem niciun căcat. Lasă, băieți. Ah, ba nu, mă, bă, stai așa, frate, că aveam tot o funcție și aici. Na, bun. Avem funcția de locations și vedem go to last vehicle, go to nu show coordinates, nu. Hmm.
No, lasă că-l găsim noi manual, băieți. De ce ieșim din mașină? Ești prost? Ce-am făcut, frate? Oh, m-a prins, frate, bastard. Urât. Nu contează, mai facem o leacă de... Hai, mă, hai, du-te de aici, că ești prost grămadă. Du-te, dracu. Mi-a scăzut doar 300, pe bune. Dar seama, nu avem invincibil, genia asta, ce asta, fumigenă? Aha. Bomba asta. Dar ia stai, mă, frate, noi avem invincibil, nu cum dracu, mă, dar cred că e doar invincibil, ia. Invizibil nu. Invincibil avem, dar invizibil nu. Ia să vedem. Ieși, du-te, dracu. Ieși, băi, jegule. Băi, ăsta se joacă cu noi. Ce fost, mă? Ați văzut ce fel zboară? Dar am zburat și eu, din păcate. Așa. Facem ravage în Los Santos, băieți. Suspectul vă dă la cioc. Ups. Mă iertați, fraților, n-am vrut să zic. O asemenea nenorocire. Du-te, dracu. Așa. Hai să ne spawnăm totuși un avion, zic și eu, că merităm, sau un ceva. Vehicle spawner, trenuri. Aveam aici, acum trebuie să vă arăt niște, bă, de deci niște mașini, frate. Nu știu cum să le zic, fraților, dar le vedeți imediat. Stați așa să vedem dacă le mai găsim, nu utility, frate. Boats, helicopter, plane, service, MLG, military. Other. Ia, ce asta la other? N-am încercat niciodată. Ah, nu, nu, nu merge. Open wheel. Avem mașini de curse, nu le arătăm în acest episod. Și cred că este la super, dar nu sunt sigur. La sedanuri aici, numai porcării. Super. Așa, bă, trebuie să fie pe aici. Mașina avea mașina lui Batman, frate. Aia îmi plăcea de muream. Ia uite, frate. Ia uite aici. Ia uite ce avem. Ia uitați aici, băieți, mașină. Forță, rău. Așa. Ia fiți atenți aici. Și dăm cu nitro. Ha, mă, ce are? Nu prea, e cam greu de controlat, dar merge. Dar nu știu dacă, nu știu sigur dacă asta e mașina lui Batman, dar mie așa mi-arată. Mie îmi pare a fi mașina lui Batman. Și nu merge bine aici, hai să mergem noi undeva pe autostrada aici. Hai. Oh, shit, ne-am dus de direct de sub. Aia e. Hai, frate, mergi. Ia să dăm și o leacă de nitro. Nu-i bine. Băi, e mișto mașina lui Batman, arată bine, dar e cam panoramă că nu merge cum trebuie, zic eu. De-aia să încercăm alta, să vă arăt ce mai avem pe aici. Ia uitați-o. Asta-i tat. Ia uite ce-am găsit-o, fraților. Hai. Direct. Uite, dracu, cu LPD-ul tău. Ce mașină e asta, băi? Ziceți voi acolo în comentarii ce mașină e asta. Bă, du-te, dracu, de prost. A, ia uite, băieți, vin cu mașina lui Batman. Dă-te, mă, prostule. Hai că e grămadă, dar nu-mi contează. Hai. Ia uitați aici ce fuge mașinuța noastră. Nu te duce în lumină. Nu te du în lumină. Hai de capul și de zilele mele. Hai, mă. Dă-te, bă! Ups. Prea repede, merge prea repede. Nu-i bine. Hai să scăpăm de ei și gata. Plecăm, vedem noi unde mergem, unde vedem cu ochii. Dar nu mai cum, frate, că-s peste tot jegoșii. Și nu te lasă să pleci, nu te lasă în pace. Bă, dar mai dădeți-vă, mă, frate, de aici. Și cum v-am zis, băieți, o să băgăm și alte moduri mult, mult, mult mai șmechere. La momentan să terminăm pe asta genă, ăsta e un mod menu, nu e neapărat un mod în adevăratul sens al cu bine, e un mod până la urmă. Ce faci, mă, frate, sări din mașină? E un mod, dar gen, nu știu cum să vă zic, e mai așa. Mai perdea. Da.
Mai vedem o ultimă funcție și după ieșim băieți, încheiem și acest episod că deja are 50.000 de ore. Muscle. Ia mă, am greșit. Aia e. Objects. Nu. Mai spawnăm un... Astea-s mașini vechi, băieți. Arată bombă, oricum. Sport clasic, nu vrem. O să luăm de alea de curse, gen. Pe care? O luăm pe asta neagră, care arată binișor. Și ne facem treaba. Vedeți-vă, bă. Hai. Haideți, băieți, mergem prin tronson, doamne, prin pasaj. Hai, pasajul Victoria. Dă-i! Du-te, bă! Slai, băi. E supărător rău ăștia, băieți. Și cred că aici încheiem și acest episod, fraților. Deci, da. Ia să-mi dau în gust căștile, că nu mai pot. Să-mi fac o leacă freza. Și da, băieți. Cam ăsta a fost și episodul nostru. Eu am fost Royal, sper că v-a plăcut și nu uitați dacă vreți partea a doua. Mie mi-a plăcut, frate, mie îmi place să mă joc așa gen și aș face mai multe părți. Dacă vă place și mai vreți partea a doua, vă mulțumesc din suflet cei care v-ați uitat până aici. Pe lângă roșu, lăsați și un comentariu cu verde, băieți. Cei care ați avut și ați scris verde în comentarii, vreau să știți că aveți respectul meu, respectul meu etern. Bun. Cam asta a fost. Eu am fost Royal, noi ne reauzim data viitoare și v-am pupat!